Marea Cie Dupde a fost achitat de Înalta Curte de Casație, sublinierea justiție. Fostul premier Victor Ponta reacționează la decizia CJ de a-l achita în dosarul Robinarii Turceni, în care n-a cerea sublinierea sa ani de închisoare. Mă bucur că în România se poate face dreptate, îmi pare rău de faptul că asemenea abuzuri și în scenarii s-au petrecut și se petrec încă în țara noastră / și mă bucur că există judecători care rezistă la toate presiunile și si fac datoria de a aplica legea. Mulțumesc avocatului meu Florin Surghie și tuturor celor care au crezut tot timpul în vinovatia mea / și nu am niciun sentiment negativ fata de toti cei care timp de 3 ani s-au bucurat de raul meu de zi știau că sunt nevinovat. Îmi cer iertare mamei mele, Dacianei și celorlalți din familia mea care au avut cel mai mult de suferit din cauza activității mele politice. Dincolo de cei 3 ani de umulinte, de pierderea funcției de președinte al PSD și cea de prim-ministru, aș vrea să se gândească toată lumea dacă este normal să trăim într-o țară în care covesii, unchieselii și portocalii s-ai comit abuzuri, falsifica probe și încalca legea și te fac penal pentru interesele lor meschine și dacă este normal să nu răspunda niciodată pentru aceste infracțiuni. Am învățat foarte mult din această perioadă dureroasă, o să țin minte această lecție în toată activitatea mea viitoare, scrie Ponta pe Facebook. Fostul premier Victor Ponta, sublinierei fostul senator Dan Nova, au fost achitați, joi, de magistrații instanței supreme în dosarul Turceni, Rovinar, în care au fost judecat pentru fapte de corupție, în legătură cu încheierea unor contracte de consultant. Decizia instanței nu este definitivă. Decizia Înaltei Curți de Casație, sublinierei justiție, nu este definitiv, putând fi atacat de procurori. La ultimul termen al procesului, procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru Victor Ponta, sublinierei pentru Dan Nova. Ancheta în acest dosar a durat aproape 4 ani. Iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis în judecat în timpul mandatului. Procurorul DNA a solicitat condamnarea lui Victor Ponta pentru fals în înscrisuri sub semtura privată, complicitate la evaziune fiscală, sublinierei sepelare de bani, sublinierei o pedeapsă complementar în cazul acestuia.